Stând de vorbă cu tine, dar și cu alți români care au reușit să facă performanță în domeniile în care se află și activează în alte țări, îmi dau seama că România are vârfuri. Cu toate astea, nu putem să ne mișcăm. Ce crezi că ne lipsește sau ce ar trebui să facem? Politica, în primul rând, este o problemă în România. În al doilea rând, cred că și oamenii, pentru că cred că fiecare stat și fiecare popor își merită pe oamenii care sunt la putere. Și noi suntem un popor latin, cred, și cumva suntem foarte pragmatici și cumva nu avem răbdare. Dar cred că trebuie să fim și mai răbdători cumva și nu cred că ar trebui să fim păcăliți de orice slogan electoral că suntem așa, noi facem asta, că schimbarea oricum vine tot de la noi. Adică noi, din păcate, cred că avem nevoie de modelele astea în care să vină cineva să ne salveze. Și cred că există un triunghi foarte periculos care se întâmplă în România, triunghiul în care este victimă, salvator și criminal. Practic, criminalul este partidul care a fost înainte la putere, noi suntem victima și vine, noi ne căutăm salvatorul prin următorul partid. Cred că triunghiul ăsta este foarte, foarte periculos și cred că nu ar trebui să existe, că mereu va exista un switch de ăsta între poziții și noi poate vom fi criminali la un moment dat și tot așa. Și cred că e periculos să intri în triunghiul ăsta, iar noi ne învârtim în acest triunghi de foarte mulți ani, din păcate. Și o schimbare cu adevărat ar fi cumva să ne schimbăm mentalitatea pe care o avem și cumva să reușim să fim mai răbdători așa cu noi. Care a fost drumul tău de la Mangalia până la Lausanne? Am făcut un liceu de mate info în engleză, bilingvă engleză. Am fost un elev foarte mediocru, așa, adică din 27 de colegi câți eram, cred că eram undeva de locul 17-18 până prin clasa a 11-a, dar învățam și cumva eram așa low profile. Dar în vara dintre clasa 11-a și a 12-a a trebuit să muncesc și m-am angajat, am cărat bagaje într-un hotel în Saturn, eu sunt din Mangalia, și cumva eram nevoit să muncesc acolo, dar într-o zi mi-am spus așa că chestia asta nu e de mine. Știi cum stă motanul ăla în soare, așa se gândește? Așa stăm și eu și mă gândeam și am zis că băi, de azi nu mai muncesc. Și m-am dus, mi-am predat toate chestiile și am plecat. Nu mi-a mai păsat și m-am dus acasă și am început să învăț foarte, foarte mult. După care am fost admis la Facultatea de Electronică în București și cred că după primul an am terminat primul an cu 10 la toate materiile și în al doilea an deja am plecat în state la faza de design prin care am câștigat prima competiție în state. Am tot participat la niște concursuri prin România, dar n-am reușit niciodată să iau mai mult de locul 3 la concursele din România și cumva simțeam că ceva este în neregulă cu mine pentru că nu reușesc să câștig în România primul loc. Dar am câștigat în state și asta mi-a fost de ajuns. În iunie 2017 am terminat facultatea ca șef de promoție la secția de microelectronică și nanotehnologii, după care am plecat în state din nou, după care m-am întors în Elveția. De ce ai ales Elveția? Deci eu studiez energie, sunt în secțiunea de energie electrică, care după rankingul care există pe partea științifică, se cheamă Shanghai Ranking, este a doua universitate sau era ceva, în fine, top 4, top 3, 4 universități în lume pe ce fac eu și cred că am dat și de un profesor care mă înțeleg foarte bine și cred că asta contează cel mai mult. Uite, îți dau un exemplu. Prima competiție ne-a costat jumătate de milion de franci elvețieni, a doua competiție încă jumătate de milion de franci elvețieni. Bine, în a doua competiție n-am fost eu, dar tot îi mai ajutam puțin. Și acum vom crea la Lausanne, în decursul anului acesta, o infrastructură pentru a face un experiment Reduce Scale Model 1 la 10
între Geneva și Zurich, care va mai costa în jur de jumătate de milion. Practic, ce a investit Elveția guvernul elvețian în ideile astea în ultimii 2 ani, au fost undeva mai mult de 1,5 milioane de franci elvețieni, practic pe 3 idei pe care le-am avut. Și cumva, cred că de asta am ales Elveția. Denis, ai avut practic foarte multe experiențe, pornind cu ceea ce mi-ai povestit ceva mai devreme, liceu, facultatea la București, apoi experiența din Statele Unite și cea pe care o trăiești acum în Elveția. Care sistem crezi că te-a format cel mai bine? Cred că sistemul din România a putut să mă formeze. Un avantaj pe care îl am, de exemplu, este că pot tolera foarte multe chestii. Lucruri pe care le-am învățat în România, să pot tolera anumite situații cu anumiți profesori din România sau și cred că ambiția mi-a fost dezvoltată în România. După care cred că promovarea și marketingul și spiritul de echipă și aventura a fost foarte mult dezvoltat în America, iar în Elveția cred că am dezvoltat foarte multe skill-uri de tip tehnic și de tip științific. Și cumva toate îmbinate a reușit cumva să mă formeze în momentul acesta. Și cred că și partea socială și emoțională a fost formată tot în România și aici cred că, din nou, nu vreau acum să fac un pattern că românii sunt așa și cumva să generalizăm că românii sunt așa, elvețienii sunt așa, dar statistic vorbind, cred că românii sunt mai empatici. Care crezi că este cea mai mare diferență care, sau cel mai important lucru care face diferența între sistemele astea, cel românesc, cel american și cel elvețian? O diferență foarte mare se vede la sistemul elvețian, pentru că totul este foarte, foarte strict, chiar ajunge în limita penibilului de strictețe, ajunge în limita impersonalității aceste reguli, că până la urmă suntem oameni și cu toții mai cred că greșim și câteodată e foarte enervant, dar cumva, pe de altă parte, înțeleg că dacă n-ar fi așa, ar fi foarte greu de organizat și de păstrat o anumită conduită. Cred că în România este invers. Cred că e foarte mult personal, subiectiv și emoțional și câteodată se mai respectă și regulile. Dar aici este invers. Deci aici mai întâi se respectă regulile și poate după există o anumită empatie. E foarte diferit, adică mi-a fost foarte greu să înțeleg în primul an cum se comportă societatea. Și aici există, deci la orice pas pe care îl faci, trebuie să plătești. Asta este, deci cumva așa își pot ține nivelul de trai ridicat. La ce anume te referi când spui asta? Păi, de exemplu, dacă faci niște analize de sânge foarte normale, chiar dacă ai asigurare medicală, unde plătești 300 de euro pe lună, cel puțin, tot ar trebui să plătești aproape 1000 de franci elvețieni ca să faci niște analize de sânge. Sau, de exemplu, îți pierzi cardul de student și mai trebuie să dai 40 de franci, adică aproape 200 de lei, ca să-ți refacă literalmente un card care e atâtica. Sau niște chestii la fiecare mică chestie pe care o iei în plus în spitale, nu e niciodată coadă, pentru că nimeni nu se duce cu o chestie minoră, pentru că știe că trebuie să plătească și nu, când știi că trebuie să plătești, nu te duci doar dacă ai nevoie pe bune de anumite servicii. Ceea ce păstrează. Încă o chestie foarte, foarte funny când mi s-a părut când am ajuns, în Elveția se reciclează foarte mult. 99,9% se reciclează și tot este foarte bine organizat, dar ca să convingă oamenii că ei trebuie să recicleze, cei din Elveția au creat o companie care se ocupă de crearea de saci de gunoi.
mașina de gunoi îți primește doar un singur tip de sac de gunoi care este făcut de compania respectivă în cantonul respectiv. Deci n-ai voie să schimbi saci de gunoi între cantoane și ca să te oblige să reciclezi, să nu folosești foarte mult gunoiul, au crescut foarte tare prețul sacului de gunoi și un sac de gunoi costă foarte mult, astfel încât ei te forțează să nu arunci la gunoi, ci să reciclezi pe gratis ce se poate recicla, astfel încât toată lumea reciclează. Tu acum participi la un concurs? Concursul se cheamă Green Tech Festival și este organizat de campionul Formula 1 din 2016, Nico Rosberg, iar noi cu Swissport am fost aleși top 6 startup-uri din lume pe acest domeniu de Green Tech. Pentru a intra în top 3 startup-uri există un proces de votare care este online și se poate găsi la ei pe website. Bine, momentan suntem într-un procentaj foarte ok. Și acest festival va avea loc în iunie 2020, anul acesta, în aeroportul din Berlin.